Avocatul poporului va acorda joi audiențe la Buzău între orele 10 și 14. Activitatea se va desfășura, ca de fiecare dată, în sediul instituției prefectului, iar acordarea audiențelor este gratuită. Buzoienii care vor să se plângă aceste instituții trebuie să prezinte și documente legate de problema pe care o sesizează, iar în petiția pe care o vor depune trebuie să menționeze și care sunt drepturile și libertățile încălcate de către una din instituțiile publice. Pentru a fi primiți în audiență, buzoienii nu au nevoie de programare, toți cei prezenți vor fi primiți. Avocatul poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice față de abuzurile suferite din partea funcționarilor publici sau autorităților centrale, precum și din partea administrației locale sau instituțiilor publice.